Primăria Deva continuă finanțarea sistemului de sănătate din municipiu, după alocarea unor fonduri pentru achiziția de echipamente pentru Spitalul Județean, s-au alocat fonduri și pentru echiparea cabinetelor medicale școlare prin Direcția de Asistență Socială Deva, procesul fiind estimat a se finaliza până la sfârșitul acestui an. Conform ultimului ordin emis de Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Educației din acest an, municipiul Deva se ocupă de îmbunătățirea bazei materiale a cabinetelor de medicină generală și stomatologică din municipiu. În prezent sunt 18 cabinete medicale, unde sunt 7 medici și 22 de asistente medicale angajate ale Direcției de Asistență Socială Deva. Prin acest barem de dotare al cabinetelor medicale aprobat prin ordin, cabinetele vor primi calculatoare și multifuncționale noi, mobilier, instrumentar medical, dozatoare de apă și instalații de climatizare, de lămpi cu ultraviolete, tot ceea ce este necesar în ziua de astăzi pentru o funcționare corectă. Noi intenționăm ca până la finele acestui an toate obiectele să fie prezente în cabinetele școlare. Valoarea echipamentelor cu care vor fi dotate cabinetele medicale școlare din municipiul Deva se va ridica la aproape 70.000 de lei. De asemenea, în această săptămână, primăria municipiului Deva a plătit din bugetul local o nouă tranșă de bani către Spitalul Județean de circa 730.000 de lei, banii fiind folosiți pentru achiziționarea de aparatură pentru secțiile ATI, chirurgie plastică și pneumologie. Unitatea sanitară este în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, dar sănătatea și calitatea actului medical sunt prioritare pentru administrația publică locală din Deva, iar susținerea financiară a spitalului va continua în funcție de cererile șefilor de secție, a declarat primarul Florin Oancea.